Bună, Daciana, mulțumim că ești alături de noi în seara asta și tu te numeri de altfel printre antreprenoarele expozante în cadrul evenimentului pe care l-am creat alături de ING, în care sărbătorim femeia antreprenoare. Și mi-ar plăcea să știu ce anume te-a inspirat când ai început business-ul tău Maramura. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. E o plăcere și o onoare să fiu aici. Cred că mi-am dorit să petrec timp cu fiica mea cea mare, cu Irina, într-un loc așa de poveste, într-o cofetărie așa specială, și n-am găsit acel loc și m-am gândit atunci că poate că e momentul să-l creez eu. Între timp am descoperit că Irina nu mănâncă dulciuri, așa că ideea inițială s-a transformat și acum, după 7 ani, pot să spun că sunt foarte fericită că am creat această poveste și că pot să împărtășesc și cu cei care ne trec pragul această bucurie. Îți amintești de obstacolele pe care le-ai întâmpinat la început de drum? Nu doar la început de drum. Cred că în fiecare moment așa există și situații dificile, nu știu, legate de personal, de materie primă, de prețuri, de nu știu, autorizații, de mereu apar situații. Și cred că ce m-a făcut pe mine să nu mă opresc a fost faptul că a fost și este visul meu. Și atunci când îți dorești ceva cu adevărat, se ridică aceste obstacole și nimic nu mai e greu. Ce iubești cel mai mult la faptul că ai propria ta afacere și că practic ești propriul tău angajat? Libertatea, dar și bucuria și satisfacția când cei care ajung în locațiile Maramura și trăiesc experiența Maramura pleacă fericiți. Și acest sentiment mi-aduce cea mai mare satisfacție, de fapt. Cum arată viitorul pentru Maramura? Anul acesta ne dezvoltăm produsele, ne îmbunătățim serviciile, nu ne mai extindem. Ce sfat ai pentru tinerele care vor să facă ce faci tu? Să facă ceva, orice, dar cu pasiune, și să nu renunțe. Dacă au o pasiune și își doresc ceva cu adevărat, eu cred că atunci când e din suflet, n-ai cum să nu reușești. Oricât de greu e și indiferent cât se opun sau ce ți se opune în acest drum, să nu renunți, să-ți urmărești visul.